Ești ceva, măi, Nadina. Da. Ai văzut ce au făcut fetele, da? Ce-au făcut? Te-au imitat? Ah. Ia uite-le, toate vor să fie în Unstoppable. Da, ți-a ales piesele într-un fel, defilezi într-un fel. Subliminal, mesaj subliminal. Dai seama. Unde mergem astăzi? Prietena mea a extras cu cea mai mare meticulozitate un ulei cu puteri magice. De unde l-a extras? Dintr-o floare, floarea vieții, Linca, și are puteri magice. Și oricine consumă acest produs, acest ulei, cum să spun eu, îi se blindează sufletul cu bunătate, cu înțelepciune, l-ai consumat toleranță. Cu toleranță, exact. Da, iubire pentru aproapele. Cu puritate, cu de toate. Și eu merg la ea pentru că vreau să achiziționez acest produs. A, da, încă nu l-ai achiziționat. Nu, încă ce bine că mai am de vorbit cu tine, nu. Să nu-l achiziționezi, fii atentă până pe sfârșitul competiției. Am sau cine înțeles. Știe, nu știm cât o-i statul aici, dar cam până cam pe acolo așa, încercați niciuna să nu folosiți alte astfel de substanțe, că vă vreau așa cum sunteți voi, autentice fetelor. Nadina, ai fost cumva șocată de nominalizarea pe care ai primit-o în gală din partea Corinei? Am fost surprinsă, într-adevăr, am fost surprinsă pentru că am mai spus acest lucru. Tocmai cu câteva zile în urmă, Corina declarase faptul că există 3 concurente care merită pentru că au muncit foarte mult și pentru că sunt de la început aici. Eu am fost de acord cu ea și cu toate astea ea a simțit nevoia să facă această nominalizare în gala trecută. Tu nu te-ai dat seama că era lingușitoare? Nu știu când. Era clar că avea niște scopuri. Adică nu e ca și cum. Aveai scopuri ascunse, Corina? Mi s-a părut mie sau Bianca m-a atacat iar? Nu, te-a atacat, te-a mi atacat. S-a părut, nu ți s-a părut. Nu ți s-a părut, Corina, te-a atacat. Ba da, Raluca, i s-a părut. Dar, nu, ca în fiecare dimineață, ca în fiecare zi, pentru că, bineînțeles, Bianca are ceva personal cu mine. Da, cu siguranță. De când ne-am cunoscut. Vreau să spun că nu m-a surprins din punct de vedere, pentru că Corina tocmai ce spusese acum 2 sau 3 zile, a spus că ea avea să fie o persoană cu coloană vertebrală și că o să facă nominalizare în funcție de ceea ce consideră de un parcurs, păi, și exact. Că există 3 fete care merită să se afle în această competiție, pentru că suntem la început și muncim, a și spus, Irina, ea și cu mine. Drept pentru care nu știu ce s-a întâmplat, de Corina și-a schimbat decizia. S-a contrazis singură. Nu e adevărat, Nadina, eu am mai explicat și... Adică nu știu cât de mult te afectează sau cât de mult te afectează. Nu e că vrem noi să facem aceste nominalizări, așa este jocul, așa se joacă, iar eu chiar țin cont de un parcurs, Nadina. Am explicat de ce am făcut această nominalizare, Nadina. Țin cont de un parcurs. Țin cont de niște lucruri, până la un moment dat când lucrurile mi se par repetitive. Adică mi s-a părut în gala trecută, exemplu, dacă aș fi văzut și momentul Ralucăi, pentru că ținutul Ralucăi chiar nu mi-a plăcut deloc, aș fi nominalizat-o pe ea. Dar pentru că nu i-am văzut momentul, iar o gală înseamnă moment plus ținută, nu am avut cum să o nominalizez, nu era corect. Și atunci am făcut această nominalizare pentru că mie mi s-a părut că arăți la fel și faci la fel ca în alte gale. Mi s-a părut că e o chestie repetitivă și în afară de acele aripi pe care le știm cu toții de la dansatorile din club, costumul tău nu arăta foarte bine. Am apreciat faptul că ți l-ai făcut singură, așa cum mi l-am făcut și eu în gala Moulin Rouge, dar ce să vezi, nu tot timpul ne iese. Și atunci ăsta a fost motivul pentru care te-am nominalizat. Ai venit de mai multe ori cu același număr și cu același tip de ținută. Ce azi, de înțeles, exemplu? Acum toate am mai repetat același gen. Bine de styling. Inclusiv eu astăzi, de exemplu, sunt a doua oară cu o ținută asemănătoare cu cea pe care am mai purtat-o acum câteva săptămâni. Da, să știi, Corina, că știi de repetitivă. Cu o ținută punk. Așa că da, la un moment dat, normal. Să știi că și tu ești de multe ori repetitivă pentru că faci lucruri de neînțeles. Adică și tu ești cumva în zona ta neînțeleasă. Așa că doar pentru că e neînțeleasă înseamnă trecută, că nu e repetitivă. Cred că am înțeles perfect că nu o să mai vin niciodată așa. Aici, pentru că este too much și pentru că nu am respectat nici anumite lucruri. Noi și m-am dat seama ulterior. De rând, nu înțelegem. Dar nu e adevărat, suntem, nu, și eu sunt om și sunt un om de rând și uite că nu am înțeles anumite lucruri, am învățat și merg mai departe, cum am mai spus, mă scutur, merg mai departe, învăț, înțeleg și fac ce e mai bine pentru mine și pentru această competiție. Cum ar fi acum să comentezi ținuta? Cum ar fi acum să comentezi ținuta? Ți-am mai văzut așa, Nadina, cred că mi-ai purtat această cască, este aceeași sau... Este aceeași, da. Este aceeași cască. Nadina e o ținută bună. Acum nu știu cât din ea este făcută de tine. Și mai e încă o chestie pe care voiam să o discutăm cumva legat de voturi. Eu am început să mă simt puțin amenințată. Mi-am dat seama după ce am fost și eu în top 2 că am urmărit, am reluat emisiunile și mi-am dat seama exact de acest lucru. Nadina, în momentul în care este nominalizată,
are un procentaj foarte mare în voturile telespectatorilor. Eu urmăresc și eu și oamenii care mă apreciază și grupul meu de susținători și așa mai departe, urmărim anumite lucruri și facem statistică pe net. Și ne dăm seama din comentarii, din followers, din whatever, din tot ce, dintr-un cumul de factori, ne dăm seama cumva care sunt procentajele. Și mie mi se pare puțin... Și vă dă bine? Adică ce prezentăm noi aici în gală când prezentăm e... Nu prea. Nu prea. Păi hai să spun eu, Corina, uite, dacă ai făcut statistică... Mi-ai povestit, Nadina, cu oamenii de acasă care nu știu ce... Eu nu prea cred, din punctul ăsta nu prea cred. Este alegerea ta, fiecare crede ce consideră. Dar lasă-mă să... Stai puțin, stai să termin tot și după aia comentez ce vrei tu. Mulțumesc. Și când îmi dau seama că mai e puțin până la finală, păi dacă să presupunem că te votezi singură, cum ar fi să câștigi tu această competiție... Pur și simplu votându-te așa în sfârșit. Voi spuneți asta, asta pentru că s-a indus acest lucru și s-a tot speculat pericol, acest lucru. Și mă face să mă gândesc că tot ce am făcut pe rând, vă rog. Am înțeles exact. Dacă hai cineva să ai adresat o întrebare, hai să ascultăm. Dacă acest lucru este adevărat, dacă eu vin acum și spun Corina este îmbrăcată de nu știu cine sau Corina nu știu ce face, asta nu înseamnă, Ilinca, că acest lucru este adevărat. Dacă tot ai vorbit de statistică, uite, chiar pe Wikipedia poți să citești din 19 gale în care au fost în această competiție, doar de 3 ori eu nu am aflat în top 2 preferințele telespectatorilor și am și enumerat acele cazuri. Cazul în care Valeria și Alexandru au ajuns pe prima poziție, pe primele două poziții de fapt și nu s-a făcut eliminări. Cazul în care cândva pe la început Bianca încă apăra în top și a ieșit pe primul loc, Irina pe locul 2 și încă un caz foarte aparte și special, nu știu exact ce s-a întâmplat atunci. Cazul în care eu am avut într-adevăr 4% voturi într-una dintre ele. Ce s-a întâmplat atunci? Și din regie, dar trei, ce s-a întâmplat? S-a păi sunt trei gale din 19 gale. Sunt trei gale din 19 gale. Pe rând, vă rog, stați un pic, da, Alina, te ascult. De la 4% la 58,1, că am reținut exact, da. Este o diferență enormă. Ce-am mai asta făcut ți se pare ție, dar uite, Corina, cum a ajuns? Cum acuzați pe Corina că s-a votat singură de moment ce a ajuns în top, primul sezon, top 2? Pare rău că aduc aminte de nu asta, nu am bugetul ăsta, Nadina. Când a câștigat, n-a avut acest procentaj. Nu erau aceste procentaje în sezoanele trecute, dar și sezonul acesta nu este foarte diferit. Ușor. Andreea Străvoiu, vă reamintesc că era foarte iubită de telespectatorii de acasă. Nu s-a pus niciodată problema și nu a fost niciodată acuzată cum că s-ar vota singură. De ce? Nu. Trebuie să acceptăm anumite lucruri. Andreea Străvoiu. Acum ține de la Cristina Mihaela. Da, dar și de ce cred eu personal? Stați pe rând. Scuze. Acum ținând cont de ora la care se difuzează, de faptul că e sezonul 5 și așa mai departe, mie mi se pare că e un scor mult prea mare. Dacă ar fi fost să fie scorul acesta în sezonul 1 sau 2, ce era pe net, peste tot. Ok, dar în sezonul ăsta tu să ai atât de multe voturi... Dar citești comentariile în mediul online ca să înțelegi. Tararararara. Dacă să ne uităm în mediul online... Stai puțin că vorbește și Irina. La o poză, de exemplu, să zicem pe pagina Bravo Ai Stil, eu am la o poză maxim două comentarii rele. Și alea, probabil, pagini false. În rest, am numai comentarii bune. Dar eu n-am voturi de genul 50. Pe pagina de Facebook. Adică oamenii mă foarte iubesc. Bun, eu am să toate mesajele și din sunt niciodată foarte multe mesaje primim. Ilinca, diferența toate. Este, hai mesaje să primim toate și iubite sunt toate ca să lămurim și problema. Bun, haideți să lămurim un pic. Fiecare iar legat Ilinca, pe rând vă rog, fetelor, dar astăzi, nu știu, cred că s-a întâmplat ceva. Suntem nevoluite, vitamine. Dar am înțeles exact care este punctul vostru de vedere și nu e prima oară când discutăm despre asta. Stai puțin. Vreau să mai spun faptul că oricum este în mod evident că ele sunt amenințate, se simt în pericol. Mediul online a mai explicat acest lucru. Ei trebuie să ele trebuie să nou. Hai să mergem în fața juraților. Bună. Bună, Cătălina. Nadina, în primul rând că nu ai o geantă. Doi. Am o geantă. Aveai. O secundă. Dar nu ai la tine. Care? De ce că scot acum din groba mopsică cu luminație? Au, las-o acolo. De unde ai scos-o și pe aia? O aveam pregătită. N-am vrut pentru că nu mi s-a părut potrivită. Chiar nu, nu e. Mi-a plăcut pentru această ținută, dar am atunci zis... Atunci nu ai o geantă potrivită. Bun. N-ai o geantă potrivită. Mi se pare că cașcheta aia de jocheu pe care ai mai folosit-o deja nu se potrivește ținutei. Ținuta... nu știu dacă e cumpărată sau este făcută, nu este frumoasă deloc, este o rochie care nu avantajează orice corp, te-am văzut și defilând,
Se vede foarte urât din punctul meu de vedere. Picior, tu ai niște picioare frumoase, lungi, dar tăiate acum și de rochie, de lungimea partea de sus și de ghetuță. Chiar de... asta voiam să te întreb, pentru că la asta am fost nesigur. Am vrut să pun inițial niște sandale simple, negre, dar stai am... foarte da. Tare piciorul și se vede. Iar modelul în sine al rochiei este unul ușor depășit din punctul meu de vedere. Chiar dacă tu ai încercat o accesorizare masivă în zona taliei, asta sunt sigur că o va aprecia Raluca, totuși nu mi se pare că ai făcut suficient pentru asta. O să mă mai gândesc puțin. Am pus și această maletă, adică am văzut că aia nu e din rochie. Dragă, da, am apreciat lucrul ăsta. Ori te-am mai văzut cu aceeași rochie, ori ai mai avut o rochie cu alte culori, un model asemănător, nu? Da, am avut ceva asemănător. Pe roșu, ceva cu un fucsia. În fine, mie rochia îmi place. Eu știu, fii atent. Acum, mai bine nu scotei geanta, dacă nu scotei filozof rămânei. Dar logic trebuie să ai o geantă, pentru că deja de săptămâna asta a intrat ca obligatorie prezența agenții. Măi, Nadina, dacă iau piesele să le studiem și să le analizăm bucată cu bucată, nu-mi plac. Dar, per total, aspectul ținutei de astăzi, mie îmi place. Okay, făcută, nefăcută de tine, nu știu, dar per total îmi place. Asta este genul de ținută care, totuși, cred că ai putea să o faci și singură. Okay, s-ar putea să fie făcut de tine lucru de astăzi care îmi place. Mie nu mi se pare că se potrivește cascheta, Nadina, și nu numai că nu se potrivește în ținută, nu mi se pare că ți se potrivește ție. Adică e foarte ok să purtăm accesorii pentru cap, nu spune nimeni, și mie îmi plac, dar situația stă în felul următor. Unora le stă bine cu ceva, altora le stă bine cu altceva și așa mai departe. Unora care au noroc, nici eu nu fac parte în categoria aia, le stă bine cu orice tip de pălărie. În sfârșit, nu mi se pare că cascheta e potrivită pentru această ținută. Nu-mi plac botinele, geanta trebuia să o lași acolo, dar iarăși era o problemă pentru că nu aveai geantă. Exact. Și având o piesă principală, că tu ai pus o maletă, dar e cumva o piesă principală, adică rochia, ar trebui să mă refer la o rochie, care este greșit accesorizată. Ok. Calificative, vă rog. Ai bine puneai sandale. Dar fi trebuie să pun mori. Sandale. Da, sandale am înțeles, dar la, ca și materie de accesorii. Eu aș fi pus sandale negre, da? Îmi alegeam un clutch, îmi făceam o coafiură din asta retro, dacă vrei, sau un glam din asta foarte obzecist, cu un ruj roșu, și mă limitam la chestia asta. Ok. Iar și geanta pe care o porți acum, încearcă să o ții altfel, să nu se vadă așa trată de bareta aia, știi? Încearcă să o ții la un subbraț, la e un ceva. E urâtă oricum. Păcălește situația într-un fel, Nadina. Că uite, pe mine m-ai păcălit din avion, îmi place aspectul. Bravo, țin, Nadina. Lasă că o să vedem mâine ce faci. Ce indicativul tău, Nadina? Dragii mei, indicativul meu este 8 la 1206. Votați după cum considerați dumneavoastră. Mulțumesc!